Da, deci salutare toată lumea și bine m-am găsit la un videoclip un pic mai special pentru că am văzut mașina asta de foarte multe ori pe autostradă și m-am gândit ce să caute asta pe autostradă. Așa că am cumpărat-o și eu, pardon, cunosc că a costat destul de mult, dar nu știu ce să zic. Totuși, după ce am văzut ce poate, am trezit de ce costă așa mult. O să vedeți în această cursă despre ce vorbesc. Dacă mă voi auzi bine. Sper că o să mai am probleme de genul ăsta cu microfonul. First to the beach. Ok, deci înainte vreau să vă arăt specificațiile. Atinge 100 în 1.8 secunde, 200 în 4.3 secunde și top speed 408 km la oră. Distanța de frânare destul de bună, forța e decentă. Dar hai să vedem ce poate face. Uitați-vă la asta. Da, recunosc că am greșit, dar... Ok, și mai în spate. Nu pot să dau mai în spate? Trebuie să frânez, frânează... Ok, asta e deja un început de episod cam praf. O să dăm restart. Aoleu, nu pot ce să fac. Un episod fără greșeală. Deci, o să iau mai ușor cu accelerația. Pentru că asta e nebunie. Bravo, Ferrari, ești tare. Acum înțeleg de ce era linia aia roșie. Ok. Accelerez până aici. Oh my god, e greu, e prea rapidă, nu am volan și știți că v-am mai zis de atâtea ori că la tastatură dai toată puterea. Și asta are 2000 de cai. Deci... Ai mă, for real? Ce mașină e aia? Hai, nu te mai uita la mașină, uită-te la drum, Ștefan. Bă, ce dracu cursă e asta? Pe bune, atâtea curbe pentru supercaruri. De bă, că luam acolo. Fuck.
Dă-te mașină să moară. Și prea multă viteză, nu are handling deloc, asta e făcută doar pentru viteză, doar. Deci uitați-vă și voi, na. De aici trebuie să o iau. Acum întreg de ce a frânat. Oh my god, o să fie rage quit. Bă, dar nu poate, n-are handling deloc, urăsc chestia asta, urăsc. Deci de aici o să o iau. Trebuie să frânez. Hai, ține-te! Fuck! Mamă! Da! Yes, fuck! Ultima GTR are rank 964 și l-am rupt. Ai ceva bun la wheel spin, hai. Lotus Spirit V8. Secrecy for this racing syndicate must be useless. We seem to hear about every midnight battle. Unless they're doing that on purpose. For some unknown reason. Oh my god. Aveți șansă împotriva ăstea, nu aveți nicio șansă. Uitați-vă la viteză, deci uitați-vă la... N-are handling, așa că mașina se rip. I'm hearing funny things about another abandoned car. Admittedly, I hear a lot of funny things about abandoned cars, but this time I heard Datsun, so I'm interested. Go find it for me. Ok, da, cred că episodul nostru se va termina aici, pentru că am vrut doar să vă arăt această mașină. E un pic mai ciudat, dar na. Sper că v-a plăcut, dacă mai vreți asemenea episoade cu mașini ciudate care ating viteze incredibile, suportați în continuare seria și noi ne auzim, chiar nu știu, când. Pa, pa!